Peste 1 milion de euro ascunși în găleți, ligheane și chiar în pereți. Asta au găsit procurorii anticorupție în timpul perchezițiilor de la serviciul permise și înmatriculări Suceava. Apropo de permise, de oameni care se află în trafic acum, cum s-a strâns banul la ligian? Au fost descoperite de asemenea și ceasuri de lux, lanțuri și pandantive din aur, 790.000 de lei, banii erau primiți în schimbul obținerii permiselor auto, în continuare, da? Suspecții ar fi primit sume cuprinse între 300 și 1.500 de euro pentru promovarea traseului și, atenție, între 3.000 și 6.000 de euro pentru promovarea probei teoretice. Deci dacă nu te duci să scrii Ana are mere sau să citești un enunț, 6.000 de euro, pac, permisul rezolvat. Din rețeaua infracțională făceau parte, atenție, polițiști, funcționari publici, instructori auto și angajați ai registrului auto. Administrate în acest caz au evidențiat crearea unei rețele de intermediere a obținerii permisului de conducere prin fraudarea probei teoretice și a celei practice în schimbul unor sume cuprinse între 5.000 și 7.000 de euro pentru un permis. Printre suspecți se află și angajați ai Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava, dar și alte persoane fără calitate specială, implicate în activitatea ilegală de obținerea permiselor de conducere și de înmatricularea vehiculelor. Thank you.